Bună ziua! Putem să începem? Bună ziua tuturor! Stimați colegi, stimați prieteni, stimați reprezentanți ai mass media și desigur că în primul rând ne adresăm la cetățenii noștri și la cei care sunt implicați sau pot să influențeze problema gravă cu care se confruntă țara noastră. Dumneavoastră cunoașteți și noi am anunțat astăzi din timp că tema de briefing de astăzi este legată cu probleme cu gaz și soluțiile care o să fie propuse de fracțiunea Partidului Șor și de liderul nostru, domnul Ilan Șor. Am evitat până acum să ne pronunțăm în privința prețului la gaze și contractului cu Gazprom. Noi am comentat, am dat răspunsuri la întrebări, când am fost întrebați de reprezentanții mass media, dar pe larg nu am ieșit cu comentarii. Ceea ce facem astăzi. Am sperat că autoritățile noastre vor înțelege complexitatea subiectului și vor depune eforturi ca să evite o criză energetică sau scumpiri majore. Din păcate însă am observat o atitudine total irresponsabilă din partea guvernului. Iar din această cauză, astăzi este deja complicat sau probabil târziu să îndrepți lucrurile. Este bine că în sfârșit exponenții guvernului s-au întâlnit cu reprezentanții Gazprom și au început negocierile. Deși acest lucru trebuia să fie făcut înainte să expire contractul, nu după. Pe de altă parte, ar fi fost normal ca negocierile și discuțiile pe acest subiect să se ducă la cel mai înalt nivel, adică să fie purtate direct de către președinte și prim-ministru al Republicii Moldova. Faptul că președintele s-a delimitat de acest subiect și a spus că această prerogativă îi revine Moldova Gas, denotă o lipsă totală de viziune și de înțelegere a realităților. În primul rând, subiectul importului de gaze naturale nu este doar unul economic, ci și politic, în mare măsură, pentru că ține de securitatea energetică a țării. Cred că toată lumea o să fie de acord că nu este normal, nu este adecvat că în anul 2021 noi trebuie să ne temem că o să rămânem fără gaz sau fără energie electrică. Cu toții am fost martorii unor articole sau unor informații că deja la unele stații nu este gaz și probabil săptămâna aceasta o să fie deconectări de lumină. În al doilea rând, creșterea substanțială a prețului gazelor pe piața internațională obligă autoritățile noastre să înceapă imediat discuțiile cu autoritățile din Rusia și să negocieze pentru noi un preț preferențial, așa cum a făcut Ungaria, de exemplu. Evident că în acest caz există anumite condiții, dar înainte de a spune nu, le acceptăm. Noi trebuie măcar să vedem care sunt. Dar noi nici măcar nu am încercat să discutăm aceste condiții. Există un principiu vechi și fundamental care ține de politică externă. Țările mari fac politică mare. Țările mici fac politică înțeleaptă. În loc să facem geopolitică și să ardem punți, mai bine am încerca să vedem cum putem valorifica poziția noastră geografică și vechile noastre relații cu Rusia în interes propriu, în interes național. Aici ajungem iarăși la idee pe care noi, Partidul Șor, o spunem mereu.
Nu trebuie să căutăm dușmani în afară, ci prieteni. Și să învățăm să folosim relațiile cu ei pentru binele țării și al cetățenilor. Pe de altă parte, am văzut cum unii politicieni din tabăra opoziției folosesc criza gazelor în interes politic și încearcă să obțină dividende pe seama acestor greșeli din partea guvernării, de parcă s-ar bucura că există probleme. Este cinic să folosești durerea oamenilor în interes personal și politic. Iată de ce îndemnăm întreaga clasă politică să ofere soluții și să ajute, dacă poate, iar dacă nu, să manifeste decență și să nu recurgă la speculații ieftine. Noi trebuie să facem tot posibilul ca cetățenii să nu resimtă această criză, să-și poată achita facturile la căldură și să nu sufere de foame și frig. Iată de ce, indiferent care vor fi condițiile noului contract, consumatorul final nu trebuie să plătească nici un leu în plus. Așa cum am zis și anterior, fracțiunea noastră și echipa noastră a Partidului Politic Șor și în primul rând liderul nostru, domnul Ilan Șor, niciodată nu venim cu critică fără soluții. Și astăzi, așa cum am zis, venim cu o propunere care credem că trebuie să fie luată în considerare imediat și trebuie să fie luate decizii la cel mai nivel înalt, de noi toți care am fost aleși de oameni. Statul trebuie să compenseze integral diferența de tarif, astfel încât gazul pentru cetățeni să rămână la același preț. Aceasta trebuie să fie acum cea mai primă prioritate și să nu așteptăm foarte mult, pentru că în caz contrar este amenințată în primul rând securitatea națională a țării noastre. Iar dacă guvernul n-are bani, să pună mintea în mișcare și să-i găsească. Noi am atenționat și am explicat de numărate ori că statul trebuie să se apuce să producă singur bani, să devină un jucător important în mediul afacerilor, nu să trăiască inclusiv din taxe și impozite. Dacă astăzi am fi avut monopol de stat la importul de produse petroliere, de exemplu, și am fi avut o rețea de benzinării de stat, în mod sigur, altă ar fi situația în ceea ce privește și prețul carburanților, care, apropo, iară se scumpesc și așteptăm și alte scumpiri. Iar dacă am mai fi impus monopol și la importul de tutun și alcool, am fi avut astăzi suficienți bani pentru a compensa scumpirile la energie. Dar orice rău spre bine, cum se spune, poate această criză va schimba și abordarea autorităților în această privință. Din partea noastră o să fie mereu toată susținerea și tot sprijinul. Noi de mai multe ori am demonstrat că votăm toate legi care sunt benefice pentru oameni și în situația cu gazele naturale suntem gata să ajutăm și să votăm toate deciziile care o să fie necesare ca problemele existente să fie reparate. Mai mult ca atât, fracțiunea noastră planifică să înregistrăm și proiectul de lege în acest sens ca să nu admitem scumpiri. Și vom lucra intensiv, suntem gata să ajutăm la mecanismul acestor compensații ca să nu sufere anumite categorii. Cu toții cunoaștem că declarațiile tari că toată lumea va primi deja sunt obișnuite pentru oameni, dar practic niciodată nu sunt executate și inclusiv și guvernarea aceasta. Pentru că ei au promis pensii pentru toți, majorarea pensiilor și noi vedem că acest lucru așa și nu s-a întâmplat. Așa că ceea ce ține de compensații și propunere care a fost dată acum de fracțiunea Partidului Șor, desigur că toți
trebuie să fie incluși în această listă. Уважаемые друзья, уважаемые сограждане, несколько слов и на русском языке, потому что данный вопрос очень важен и принципиален для нашей страны. Очень бы хотелось, чтобы каждый из вас слышал то, что предлагает фракция партии ШОР во главе с Илоном Шором. Мы не пришли сегодня с критикой, так же, как и всегда, мы приходим только с решениями. Мы ждали достаточно долго, поэтому не комментировали усиленно данную тему, так как это делали другие оппозиционные партии, без конкретных решений. Но сегодня, когда мы понимаем, что так ничего и не произошло, а нашей стране и нашим согражданам в 2021 году угрожает отсутствие электроэнергии, угрожает отсутствие газа. И уже на прошлой неделе мы столкнулись с тем, что на некоторых станциях не хватало газа, то, конечно же, мы не можем молчать, потому что мы говорим в первую очередь о безопасности нашей страны. Нам очень жаль, что до сих пор партия власти и в первую очередь первые лица не вовлеклись в данную проблему еще до того, как истек контракт с «Газпромом». Тогда возможно было решить данный вопрос и сделать все возможное, чтобы контракт был выгоден для нашей страны и не допустить тех ошибок, которые, возможно, уже будет невозможно исправить. Тем не менее, наше предложение – это компенсация всем гражданам. Мы также намерены прийти с законопроектом, который не допустит, чтобы наши сограждане переплачивали в случае того, что цена на газ ежедневно растет. Мы видели хорошие примеры даже европейских стран, таких как Венгрия, которые смогли заключить долгосрочные контракты с «Газпромом» и покупать газ по цене в несколько раз меньше, чем на сегодняшний день уже покупает Республика Молдова. Мы не раз говорили, в первую очередь наш лидер Илон Шор и вся наша команда, что мы должны сохранять хорошие взаимоотношения со всеми международными партнерами и со всеми странами. Потому что с каждым из наших партнеров и с каждой страной могут быть заключены договоренности, которые в конце концов влияют либо позитивно, либо негативно на жизнь наших сограждан. Мы призываем абсолютно все партии и партию власти, и партии оппозиции задуматься о том, что на сегодняшний день наша страна под угрозой, и предполагаю, что в таком кризисе мы давно не были, а он только ухудшается. Наша задача сейчас решить вопрос для граждан, который связан с газом, конечно же, который связан и с повышениями на топливо. И в этой связи фракция партии ШОР не раз предлагала решением монополии, которые могли бы защитить нас от финансовой зависимости. На сегодняшний день есть то, что есть. Возможно, этот кризис покажет властям, что нужно действовать вовремя, и что это абсолютно не шутки и не игрушки. И мы требуем, чтобы наши предложения по компенсациям были приняты. Очень важно, чтобы компенсации затрагивали все слои населения, и чтобы не получилось, что обещания будут распространяться только на определенную категорию в конце концов. Поэтому мы будем полностью вовлечены в элаборацию механизмов компенсации и, как я уже сказала, законопроекта на этот счет. Мы очень надеемся, что с сегодняшнего дня все фракции, которые находятся в парламенте и были избраны людьми для того, чтобы решать проблемы, примут во внимание, что в первую очередь данная проблема является проблемой номер один. Спасибо большое за внимание. Мы с места партии Молдова.